Salutare tuturor, aici cu voi Just Eagle, împreună cu Cătă, prietenul meu. Astăzi o să testăm jocul Argo. Vă salută și el de acolo din cotez din spate. Nu are chef. Așa, deci în jocul ăsta noi de-abia l-am instalat, se poate găsi pe Steam gratuit. Avem echipament, server booster, editor, options, combat patrol, link sau așa, nu știu, dăm pe echipament. Singurul dezavantaj care îl văd eu la jocul ăsta e că ține foarte mult în loading. Pentru prima oară când intru, când dau echipament control, într-adevăr am mai dat toată înainte să vă pun vouă filmarea. Trebuie să stai 6 ani ca să mi arate echipament control. Ok, așteptăm. S-a așteptat și acum s-a deschis echipamentul. Deci aici, uitați și voi cum se randează. Se randează un pic cam ca pula. Avem iteme, pistoale. O să ne alegem un 4-5. Mi se pare destul de ok. Dai save, nu? Parcă după ce selectezi. Grenade, pula. Vestă pe noi. Ce dracu, luăm ranger, că oricum vesta, după părerea mea, e un căcat. Cască. O să alegem ceva mai try hard, așa cum îmi place mie, să ne simțim un pic ca în GTA. O să punem vreo bandană, ceva, o mască direct sau combat glass, nu știu. Alegem, eu spun să alegem asta, save. Așa, backpack pula, primary weapon. O să alegem un AKS, pentru că AK-ul mi se pare foarte ok. Armory, let's check it. Cu 47, type, shotgun. Skill 3, avem și skill 3, exact, nu știu dacă știe, cunoaște cineva jocurile astea de supraviețuire, de pula mea. Deci după combat patrul și astea, bă, cătă, pe ce dau? Ce trebuie să facem? Păi nu știu ce vrei să facem, hai să facem un combat patrol. Raid, combat patrol. Join server. Nu mă, așteaptă un pic, că trebuie să adăugăm prieteni. Adaug? Aici avem așa, link, tips, clash, echipament, weapon, text, options. Așa, editor, nu, echipament. Spunea că prin Steam nu știu ce shift tab să dai și poți să-ți inviți prietenul să joace, uite, invită, remote player or, nu știu ce pula mea e aici, dar ok, în fine ne băgăm pula în Argo și alegem combat patrul, da? Acum am ieșit. Ale comba patrul, mi arată că sunt 3 cotețari acolo. Join server. Și dau join server. Îmi zice privat network, alo acces. Alo acces, ok. Îmi zice că e empty toate astea, că tăro, uite la acolo. E pe intrare și el, eu dau că sunt ready. Eu sunt 6, până știu 7. Eu mă pun 7, am ready. Așteptăm să intrăm. Nu știu ce experiență de joc o să fie pe ultra settings tot. Avem un loading al mapei pe tardă. Unde vrei să ne băgăm? Undeva în colț acolo. Dacă observi unde e baza aia din Long Long sau unde nu e nimic. La 054027. Ai găsit? La sud, mai jos? Mai bruiat. Sud, jos, Long Long? Acolo sau un oraș? Lângă. Hai să ne spamăm un Long Long lângă benzinărie. Un Long Long lângă benzinărie, adică? Unde e casa aia, nu? Cotețul ăla. Exact. Exact, am dat click acolo. Și acum dau ok, da? Exact, da. Și cum intru, mă? Bă, cum pula mea intru, mă? Misiunea started în 5-4-3. Da, mi se pare deja petardă acest tip de settings.
Eu, Vadim Tudor, zic că îi dau la muie la jocul ăsta, în primul rând, pentru chestia asta. Dar, na, cine suntem noi să ne căcăm în plăcerea omului? Tu ești pus lângă benzinărie, eu sunt puțin mai în față să nu mă împuști. Da, uite, misiune start sunt 13 secunde, ci că la mine 9, 8. 8, 7. Ăștia ies pentru că sunt atâta de proști încât nu cunosc stilul de joc. Eu, oricum, un stil mai petardă de joc o să fie că mă joc decât eu cu cătă. Sau noi suntem proștii care n-avem internet suficient pentru a intra. Ah, trebuie să votăm între noi, mă. Larce este cel mai votat. Băi, mă doare capul deja, mă. De ce, de la gaze? Da. Nu Avem options. Audio. Așa mi se pare mult mai ok, ba pula în ele de gâze. am început. Oh, poți să dai mega zoom cu aia. Ce benzinărie, mă, că am ales la Cancun acolo. Aha, mă înțeles, bă. Alege acolo long, long. Ai ales long, long. Și ai acolo, uite, la... Unde e dracu e lar, ce mă? Eu sunt lângă Long Long. Canon. Tu ai numit Șalubri. insula aia, nu? Da, mă, băga mea și pula în ea. Ce insulă, mă? A, sunt două long long, băga-mi și pula. Tu ești la insula aia, mă? La benzinărie acolo? M-am poziționat. Ai ales tu tot acolo, da? Unde e benzinăria? E dar de curiozitate. Unde pui mine nu știu mai să... N-ai jucat și n-ai. Nu știu, momentan mi se pare petardă. Ah, hai mă, selectează acolo, uite, micșorează tot și vezi că e sus acolo, plin de proști. Ai văzut unde e aia? Bă! Din aria. Aria, fix în capăt acolo, unde e airport, ce pula mea e. Sau hai, în centru, nu știu. Eu am pus pe undeva pe aici, am până un punct roșu m-am pus. Ești în long long sau? Ha, mă, zi, mă, mă papu la nivel de joc, mă piș pe el. Gata, băieți, deci aici îi dau disconnect. Hai pe altceva, hai pe ce mai simt. Intrăm pe altceva, oricum, mi se pare deja handicapat. Mi se pare foarte handicapat. Flash? Da, Clash, aleg Clash, Clash, Zlobos, cum se numește. Oricum, jocul e petardă. Waiting host to choose a mission. Bagă-te și tu acolo. I am ready. Suntem între noi ca două petarde, deci după cum observați, jocul nu prea prezintă playeri. Tot așa trebuie să ții coteață, s-a găsit runda în sfârșit. You want this round, am pe... Hai mă, alege, ce vrei, Hotel India? Gata. Păi, da, eu mă duc pe aici. Păi ce ai ales? Hotel sau India? Pana mea, văd hotel. Ah, Da, vezi respawn. când are spawn. Sunt cu unul aici, Guest, Vanu. Tu băga mea și...
singur. Jocul pe Ultra se prezintă ca pula. Alegem video, deci după cum observați noi avem tot maxim. O să aleg Very High, să vedem cum se vede pe Very High, cum se prezintă. Nu ca eu fac setări. Așa, am ales pe High, oricum se prezintă praf jocul. Nu prea aveți ce să vedeți în el. Pe unde ești, mă? Țintă nu se prezintă. FPS-uri, cam 75 de FPS-uri, dar mi se pare ca... ca pula jocul. Mașini nu se pot lua de pe stradă, se poate da pe o parte așa. Wow, wow. Și ce hotel, mă? Unde vezi tu hotel? Am fost asasinat, că nu știu să joc. Deci cam ăsta e jocul, cum ați vrea voi să vă distrați în el. Deci este o petardă de joc, zici că mapa a fost furată din GTA San Andreas și upgradată. Nu primiți devil, nu primiți bani, nu primiți nimic. Deci, după părerea mea, vă recomand să nu vă instalați acest căcat niciodată în calculator. Sau dacă aveți plăcerea de a vă instala chestia asta în calculator, pur și simplu veți pierde timpul degeaba. Da, noi vă mulțumim pentru vizionare. Eu am fost Just Eagle alias George. El e Catabro Iron Guard pe YouTube dacă doriți să-l căutați. Nu mai există. Vă mulțumim pentru vizionare și sper că v-am ajutat cu acest videoclip să nu vă instalați acest căcat momentan sau niciodată. Mi se pare un bug de joc. Încă o dată vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!